Biblia Cuvântul Domnului, autor Elena Brocea. Cartea aceasta a legii: Să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, capitolul 1, versetul 8. Biblia vine din țara sfântă Israel, scrisă de acei care au trăit pe acel pământ, dar cuvintele au fost dictate de el, de Dumnezeu, cuvânt cu cuvânt. Apostolii au fost însuflețiți de Duhul Sfânt, după ce au ascultat glasul venit din eter, au scris-o 40 de oameni pe pământ. Dar, totuși, Biblia vine din cer. Pentru că Domnul a vrut să o scrie fiecare literă, fiecare cuvânt, mereu o pildă, Biblia să fie la toți oamenii ce trăiesc pe pământ. Poartă pe cetea lui Dumnezeu, este cartea cea mai perfectă. Nu te plictisești, să citești mereu, astfel viața îți va fi mult mai corectă. Deschide Biblia și fă timp de citește. Roadele binelui nu vor pregeta să apară, ea îți dă lumină și te încălzește. Întunericul din tine va începe să dispară. Când ești bolnav sau trist, o citești, de ești dezamăgit, singur când rămâi sau când pe Domnul vrei să-L proslăvești, Biblia de speranță, e cartea de căpătâi. Ai luat Biblia de vrei să alegi doar o carte cu cea mai importantă temă, Hristos, poți citi acasă și când ești departe ea îți face cugetul mai bun, mai frumos. Citește-o din nou când ai terminat, verset după verset, cu atenție mereu, în toate zilele vei fi binecuvântat. Biblia poartă dragostea lui Dumnezeu. Biblia rămâne cartea eternă, ea nu este nici veche, nici modernă. Poate răspunde la întrebări permanent și omului simplu și celui înțelept. Prin cuvântul Domnului s-a întemeiat lumea, simți în suflet speranță când citești din ea. Deschide Biblia, citește-o zilnic mereu, ajutor vei primi și nădejde de la Dumnezeu. Autor Elena Brocea